Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Toți judecătorii de la Curtea Constituțională au demisionat, anunțul a fost făcut pe site-ul instituției. Mai multe mașini, imobile și companii care aparțin lui Ilan Jăr au fost puse sub sechestru, fostul primar de Orhei a fost dat în căutare, iar procurorii spun că el ar fi peste hotare. Igor Dodon cere să fie investigate schemele de contrabandă care ar fi fost puse la cale de apropiații lui Vlad Plahotniuc, dar și alte proiecte ale fostei guvernări. O parte din averea lui Ilan Jăr a fost pusă sub sechestru, este vorba de mașini și imobile care aparțin deputatului. Totodată, procurorii anticorupție au cerut mandat de arest pe numele lui și spun că au informații că el ar fi peste hotare. Măsurile au fost luate în cadrul anchetei care vizează frauda bancară. Este vorba de bunuri mobile, imobile, adică automobile, terenuri și construcții și cote sociale. Valoarea acestora am să vă spun mai târziu, pentru că nu cunosc încă. Este vorba de bunurile care au fost înregistrate pe persoanele juridice și gestionau duty-free. Adriana Vețeșor, care conduce acum Procuratura Anticorupție, susține că sechestrul a fost aplicat abia acum pentru că evaluarea bunurilor a durat. Au fost făcute mai multe investigații și mai multe analize operaționale, investigații financiare paralele. Au fost așteptate mai multe rezultate la solicitările noastre, atât în intermediul arbiului, cât și în intermediul cererilor de comisii rogatorii peste hotare. Tot astăzi, procurorii au cerut mandat de arest pe numele lui Ilan Jăr. Potrivit lui Bețeșor, Jăr ar fi plecat din țară și este dat în căutare. Totodată, aceasta a menționat că măsura a fost luată nu în cadrul dosarului de la Curtea de Apel, ci în procesul de investigare a furtului miliardului. Reprezentanții partidului Jăr au venit cu o reacție într-un comunicat de presă. Deciziile luate astăzi de procurori sunt o campanie de denigrare a imaginii partidului, iar în curând sechestrul va fi scos pentru că este neîndemeiat, scriu reprezentanții fostului primar de Orhei. La scurt timp după ce informațiile au fost publicate în presă, prim-ministrul Maia Sandu a venit cu o reacție pe Facebook. Este extrem de grav. Ca timp de aproape 5 ani, Adriana Bețeșor l-a lăsat pe Jăr în libertate, cheltuind bani furați de la cetățeni. Pentru că așa i-a dictat șeful său Plahotniuc și că până astăzi a tergiversat luarea deciziei de a sechestra averea lui Jăr și de a cere mandat de arest. În replică, Adriana Bețeșor ne-a spus că anterior pe numele lui Ilan Jăr a fost cerut mandat de arest de 2 ori. Cât despre tergiversarea deciziei de a pune sechestru, aceasta a menționat că pe dosarele din frauda bancară nu lucrează o singură persoană, ci mai multe. Numele lui Ilan Jăr figurează în rapoartele Kroll în privința furtului miliardului. Fostul primar de Orhei, ajuns deputat după alegerile din februarie, este condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare pentru fraude la BEM, iar procesul este pe rol la Curtea de Apel Cahul. Acolo ședințele de judecată s-au tot amânat timp de 1 an. Jăr a dispărut după ce democrații au anunțat că pleacă de la guvernare și nu se știe unde se află acum. La aproape o săptămână după ce fostul șef de la Moldața, Sorin Stati, a declarat că persoane din anturajul lui Vlad Plahotniuc ar fi fost implicate în scheme de contrabandă cu anabolizante și chihlimbari, Igor Dodon cere organelor de drept să verifice aceste informații. Președintele a făcut declarația după ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate. Toate schemele de contrabandă vor fi distruse. Nu vor fi preluate din nimeni. Scopul nostru este toți banii să vină la buget. Dacă o să vedem cineva să ocupă cu lucrurile astea, o să le rupem mâinile. La figurat, nu la direct. Șeful statului susține că angajații de la aeroport ar închide ochii la actele de contrabandă cu chihlimbar, iar organele de drept nu întreptin nimic. Atunci când în aeroport se duc 2 toane de chihlimbar de iantar pe săptămână și toți o fac pe mort în popșoi, cum lucrul ăsta e posibil? Apar informații publice? Procurorii stac, toți stac. Când îi întrebăm, băi, de ce nu luați măsuri? Dar pe lasă-mi de ei dovezi. Dar cine trebuie să vă de ei vă o dovezi? Dar voi pentru ce sunteți procurori, SIS, poliție, CNA? Pe toate aceste scheme sunt create grupuri care vor raporta în decurs de 10 zile la Consiliul Suprem de Securitate. Reprezentanții aeroportului Chișinău susțin că acuzațiile președintelui sunt niște aberații. Săptămâna trecută, fostul șef de la Moldața, Sorin Stati, a declarat că mai multe persoane din anturajul lui Vlad Plahotniuc ar face contrabandă cu țigări, anabolizante și pietre prețioase. Stati a spus că prin Poșta Moldovii și aeroportul Chișinău ar fi fost transportate tone de tutun,
Chihlimbar. El și-a îndreptat acuzațiile spre Gheorghe Cafcaliuc, Constantin Țuțu și Dorin Tamir, finul de cununie al liderului PD, care au negat orice fel de implicare. Fostul șef de la Moldața, Sorin Stati, a fost audiat de Serviciul Protecției Interne și Anticorupție al MAI, iar ancheta e în derulare, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului. Nu am reușit să vorbim cu reprezentanții Procuraturii Generale, care aveau telefoanele deconectate. Fericire în contrast cu dezamăgire se putea citi astăzi pe fețele absolvenților care și-au aflat notele la examenele de bacalaureat. Te găsești? Mm-mm. Emoții? Nu, 2-3 până când. 7 geografie și pregătirea sportivă, 7. 4 de 7? Da. Te-ai menținut pe linie? Da, normal. Iar cei care nu sunt mulțumiți de rezultate vor depune contestații, aflați mai multe în jurnal. Fostul premier Vlad Filat nu mai vrea să se plângă la Curtea Constituțională, acesta și-a retras astăzi recursul depus în acest sens, spunând că nu are încredere în judecătorii de acolo. Anterior, Filat cera ca magistrații de la Curte să spună cât de legal este ca cel de-al doilea dosar al său să fie examinat de judecătoria din sectorul Buiucani. Nu vreau să fiu judecat de aceia judecători. Da, dar s-au întâmplat anumite evenimente după ce am fost. Asta a declarat premierul în timp ce era escortat de mascați din sala de ședințe. Magistrații de la Buiucane au refuzat încă în aprilie cererea lui Filat de a sesiza Curtea Constituțională. Apărarea vroia ca judecătorii de la Curtea Constituțională să spună care este instanța care ar trebui să examineze cel de-al doilea dosar în care Filat este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. În vara anului 2016, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență și corupere pasivă. În cel de-al doilea dosar deschis pe numele său în februarie curent, fostul premier riscă până la 10 ani de închisoare. Igor Dodon cere ca organele de drept să ancheteze o serie de proiecte inițiate de fosta guvernare. Președintele vrea ca procurorii să ia în vizor construcția arenei Chișinău și legea cetățeniei contra cost. Dodon nu ne-a spus de ce a cerut acest lucru tocmai acum, iar democrații nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. Membrii Consiliului Suprem de Securitate care s-au întrunit astăzi au discutat despre formarea tarifelor la energie electrică și gaz. Anul trecut, conducerea politică s-a implicat în ceea ce ține de stabilirea tarifelor și pur electoral a mers cu unele indicații, probabil, trebuie să ne clarificăm. De ce ANRE-ul a redus tarifele înainte de alegeri? Responsabilii de la ANRE au declarat că vor veni mai târziu cu o reacție. Totodată, șeful statului susține că trebuie să facă lumină și în privința contractelor de livrare a energiei electrice din afara țării. Am examinat tranzacția de vânzare a activilor Union Finosa către un nou proprietar. Nu o să vin cu detalii și cu aprecieri pentru a influența cumva potențiale investitori. Igor Dodon a mai spus că a solicitat informații despre construcția arenei Chișinău, proiect inițiat de democrați. Nu este vorba de stopări, de proces și așa mai departe. Trebuie să ne clarificăm totuși ce se întâmplă acolo, pentru că statul a dat 10 de hectare, proprietatea statului. Va fi examinat și programul de dobândire a cetățeniei prin investiții, a precizat Dodon. Asta după ce săptămâna trecută Parlamentul a votat în primă lectură anularea legii care permite acest lucru. Cine se ocupă de pregătirea documentelor, pentru că acolo sunt careva companii de consultanțe care ridică sume enorme. Totodată, președintele susține că la mai multe întreprinderi de stat, în ultimile săptămâni s-ar face achiziții de sute de milioane de lei. Moldova Gaz, Moldtelecom, Calea Ferată și așa mai departe. În ultimile săptămâni se fac achiziții de sute de milioane de lei. Urgent transferă de pe conturi la întreprinderi de stat bani, în afara țării, preponderent pentru diferite servicii și bunuri. Am informații că unii directori urgent semnează cereri de plecare în concediu pe 3-4 luni, pentru că liderii PD-ului spun duceză pe 3-4 luni, pe urmă noi revenim. Responsabilii de la companiile vizate, dar și reprezentanții Partidului Democrat, nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. Igor Dodon a solicitat informații și de la Ministerul Agriculturii, în legătură cu posibile scheme de reexport de mărfuri de Republica Moldova, prin acordarea certificatelor de origine moldovenească pentru produsele care vin din alte țări. L-am întrebat pe președinte de ce tocmai acum a cerut informații la toate aceste subiecte, dar el a refuzat să ne răspundă. Următoarea ședință a Consiliului Suprem de Securitate va avea loc peste 10 zile. Ultimile 66 de milioane de dolari din partea FMI nu au ajuns la Chișinău pentru că fosta guvernare a făcut modificări la legi care au lăsat loc pentru corupție și spălare de bani. Afirmația a fost făcută de șeful misiunii care se află în vizită în Moldova. În următoarele 3 săptămâni, reprezentanții FMI vor discuta cu autoritățile de la noi despre condițiile de reluare a programului de asistență financiară.
De astăzi, o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional se află în Moldova într-o vizită de lucru care va dura până pe 10 iulie. Este pentru prima dată când experții FMI vin aici după demisia cabinetului Filip. Dimineața a început cu o ședință la guvern. La aceasta, șeful misiunii ar fi declarat că ultimele 66 de milioane de dolari așa și nu au fost transferați de la Washington la Chișinău, pentru că vara trecută, foștii parlamentari ar fi adoptat niște legi cu riscuri bugetar fiscale. Oficialii se referă la reformele privind reducerea impozitului pe venit și amnistia fiscală. Ulterior, aceștia s-au întâlnit cu președintele Parlamentului și au discutat despre cum poate fi extins programul pe care îl are țara noastră cu FMI. În următoarele două săptămâni, americanii vor avea o serie de întâlniri cu șefii mai multor instituții de stat de aici. La finalul vizitei ar urma să aibă loc o conferință de presă la care se vor oferi informații despre condițiile în care poate fi reluat programul cu FMI. Pentru ca ultimele 66 de milioane de dolari din totalul de peste 178 să ajungă în cele din urmă în bugetul de la noi. Suma face parte dintr-un acord semnat cu FMI în noiembrie 2016. Banii, sub formă de credit, au fost alocați pentru a susține reformele economice și financiare de la noi și urmau să fie acordați în 5 tranșe. Ultimele două au fost blocate, deși urmau să fie debursate în septembrie 2018 și martie 2019. Ultima oară o misiune FMI a fost la noi acum 3 luni. Cu lacrimi în ochi de bucurie sau de tristețe, elevii și-au aflat astăzi rezultatele la examenele de bacalaureat. Unii spun că nu au putut dormi toată noaptea încercând să-și afle notele online. În acest an, examenul a fost promovat de mai mulți absolvenți decât în 2018. La engleză. Te găsești? Emoții? Nu, 2-3 până când. 7 geografie și pregătirea sportivă. 7. 4/7? Da. Te-ai menținut pe linie? Da, normal. Așa și-au început ziua elevii care au absolvit liceul în acest an. Pentru că astăzi s-au afișat rezultatele examenelor de bacalaureat, unii nu au putut închide un ochi toată noaptea. N-am putut să dorm noaptea. La ora 4 undeva, 4-40 erau deja afișate. Cum a fost reacția? Sărit în sus de bucurie. Și a avut motiv să o facă. Stanislav a luat 8 la română, 10 la matematică și engleză. La chimie a obținut nota 9 și pentru că nu i-a ajuns un punct pentru 10, a depus o contestație. La o majorare speră și alți elevi. 7-7. Limba română încă vreo 4 puncte și limba engleză încă vreo 5. Și ai speranța că o să ți le dea? Speranța mare ultima. 7, 2 din 9 și 10. Foarte straniu bacul la limba română. Pe borde roșu, mai mare din nota 8 n-am văzut. Dacă aruncăm o privire peste notele obținute de elevii care au susținut probă în acest centru de bacalaureat, observăm că majoritatea au luat mai sus de 5. Acest lucru o confirmă și datele statistice. Dacă anul trecut prima sesiune a fost promovată de 11.300 de candidați, în acest an numărul lor a crescut cu 300. Rata de promovare în liceu este de 87,41%, pe când în colegii de doar 45,89%. Rezultatele au fost slabe și pentru restanțieri. Doar 456 din cei 2470 de candidați au promovat examenul. Plângeau mereu pe drum și îmi pare rău de dânși, că așa s-au primit. Dar ce să faci, așa e viața. Ce note ai? 5, 5, 7 și încă un 5. Noi suntem profilul sportiv și nu avem timp mult să învățăm. Greul nu s-a terminat pentru ei, întrucât începe perioada de admitere la facultate. La economie, în România. Ce studiile sunt mai calitative? Sper la un viitor mai bun. Elevii spun că timpul rămas din vacanță îl vor petrece odihnindu-se sau muncind pentru a avea bani de buzunar la facultate. Vreau să mă duc la o tabără sportivă, să mă distrez. Voi studia obiectele mele preferate, informatică, și vreau mai departe să performez în domeniul dat. Vacanța mi-o petrec lucrând, cum am spus, eu mă ocup cu dansurile. Sunt profesor de dansuri. La sesiunea din acest an au fost înscriși 10.580 de candidați. 2.371 dintre ei au luat nota 8, cu aproximativ 500 mai mult decât anul trecut. 535 nota 9, în comparație cu 359 în 2018, iar 11 elevi au luat 10 pe linie. Doi candidați au fost eliminați. În perioada 15-22 iulie va fi organizată sesiunea suplimentară. La 10 ani de la moartea lui Michael Jackson, fani din diferite țări au cântat și au depus flori la mormântul artistului.
Dintre cei veniți la ceremonie a fost și un băiețel de 6 ani care adoră muzica lui Jackson. Vă spunem mai multe în câteva minute. Un val de căldură venit din Sahara afectează tot mai multe țări din Europa. Mercurul din termometre depășește în unele locuri 40 de grade Celsius. În Franța, Germania și Cehia, autoritățile au luat măsuri ca să-i protejeze pe localnici și turiști. În Franța, în aceste zile, mercurul din termometre a urcat mai sus de 40 de grade Celsius. După ce în 2003 canicul a provocat în jur de 15.000 de decese, acum autoritățile încearcă să evite astfel de situații. Pe străzi au instalat corturi anticaniculă și centre de prim ajutor, unde oamenii pot apela. Iar în spitale și la azilurile de bătrâni au fost instalate aparate de aer condiționat. On sait très bien que dans une ville très minérale comme Paris, la vie humaine va être très 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 difficile. On va le voir dans les jours qui viennent. Malheureusement, nos hôpitaux et les urgences des hôpitaux vont être aussi prises d'assaut parce que l'effet canicule et l'effet pollution va avoir des conséquences extrêmement graves, a des conséquences graves sur la santé, notamment des plus vulnérables. La fel de cald este în Cehia și Germania, unde străzile sunt stropite cu apă zilnic. Cu greu fac față temperaturilor de foc și animalele de la grădina zoologică. La Berlin, elefanții sunt răcoriți cu furtunul, iar mai multe vețuitoare primesc hrană congelată. În această perioadă, cei care lucrează la fabricile unde se fac cuburi de gheață spun că volumul de muncă a crescut. Tak, tutaj potrafi być nawet 40 stopni, jeśli te lodówki pracują wszystkie. W tym momencie są wyłączone, na całe szczęście. Autoritățile europene bat alarma și îndeamnă oamenii să nu iasă din casă în timpul amezii pentru a preveni insolațiile. Meteorologii anunță că temperaturile de foc se vor menține și în următoarele zile, iar mercurul din termometre va depăși 40 de grade Celsius. Doi medici de la Spitalul Sfânta Treime din capital au fost reținuți de ofițerii anticorupție, fiind suspectați de luare de mită. Potrivit CNA, un șef de secție și subalternii săi cerau câte 7.000 de lei de la pacienți asigurați pentru a le efectua investigații chirurgicale. Reprezentanții instituției medicale nu ne-au putut spune clar dacă știau despre aceste cazuri. Administrația este că la moment nu putem să ne dăm de părere, cu părere deoarece noi nu am fost sesizați de către nimeni în acest context. Procurorii spun că i-au supravegheat pe medici începând cu luna martie. Oamenii legii au stabilit că șeful unei secții și câțiva doctori ar fi luat bani de la pacienți, chiar și de la cei asigurați medical, pentru a le efectua intervenții chirurgicale. Aceștia cereau de la oameni până la 7.000 de lei pentru o singură operație. Deși pe cazul dat sunt identificați mai mulți suspecți, după gratii au ajuns deocamdată doar doi dintre ei. Nu am reușit să vorbim cu administrația spitalului despre acest caz, așa cum ni s-a spus că cei din conducere sunt ocupați. Nu vă pot spune nici care secție. Colectivul este bulversat de cele întâmplate. Noi toți suntem foarte nedumeriți, deoarece persoanele care au fost la moment declarate bănuite sunt niște profesioniști notori. Purtătorul de cuvânt al spitalului ne-a spus că șeful de secție și medicul care au fost reținuți pentru 72 de ore în izolatorul CNA, au peste 25 de ani de activitate în instituție. Conducerea spitalului nu a pornit o anchetă internă pe marginea cazului pentru a stabili cum a fost posibil să se întâmple așa ceva. Adică pacienții nu sunt obligați și de la ei nu se ceră. Ca atare, pacienții nu sunt obligați și de la ei nu se cer. Ca atare, dar nu puteți să ne spuneți, de fapt, se întâmplă acest lucru sau nu? În cazul în care noi nu suntem sesizați de cineva, noi nu avem date privind dacă lucrurile acestea se întâmplă. Paznicul spitalului nu ne-a permis să intrăm în instituție, precizând că a primit asemenea indicații de la șef. Dar de ce nu se poate? Dar de ce nu se poate? Pe cazul dat a fost deschis un dosar penal. Medicii riscă până la 10 ani de închisoare cu amendă și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice. Judecătorii Curții Constituționale au demisionat in corpore. Decizia a fost luată în această după-amiază. Cu detalii vine colega noastră, Iulia Sarivan. Iulia, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Anunțul despre demisia tuturor judecătorilor a fost plasat în această după-amiază pe site-ul Curții Constituționale. Se întâmplă la 6 zile după ce președintele Curții, Mihai Poale Lungi, a părăsit fotoliul. Instituția anunță că judecătorul Veceslav Zaporojan va exercita activitățile președintelui CC până la alegerea unui nou conducător.
La scurt timp după ce anunțul a fost făcut public, șeful statului a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook. Igor Dodon a scris că decizia magistraților luată astăzi este una întârziată, dar în același timp mult așteptată, nu doar la nivel național. Cu o reacție despre demisia magistraților a venit și prim-ministrul Maia Sandu, tot pe Facebook. Aceasta a scris că decizia judecătorilor luată astăzi este unica posibilă după ce aceștia au făcut de rușine Republica Moldova peste hotare. Deocamdată nu am reușit să luăm legătura cu magistrații pentru comentarii. Acestea au fost informațiile, cu mai multe detalii revenim. Tatiana? Iulia, îți mulțumesc. Democrații spun că nu știu cine le va fi șef în continuare și nici când Vlad Plahotniuc va reveni în țară. Cine va sta în fruntea PD-ului se va decide până la sfârșitul săptămânii, când va avea loc Consiliul Republican al formațiunii. Între timp, socialiștii și cei din blocul acum salută decizia lui Plahotniuc de a demisiona. Cine sunt potențialii candidați? O să aflați totul după Consiliul Național. Spre declarația domnului Deacov că PD-ul ar trebui să se curețe. Toate partidele au capacitate de îmbunătățire a resursei sale umane și, de ce nu, și Partidul Democrat ar trebui să își îmbunătățească și resursa umană, și strategia sa politică, și activitățile sale. Credeți, cine va veni în fruntea partidului? Da, să alegem cel mai bun. Cine este cel mai bun? O să vedem care să înainteze candidat. A surprins demisia domnului Plahotniuc? A fost puțin neașteptată, deci nu am fost informații din timp, dar o înțelegem și respectăm decizia dumnealui. Membrii PD nu știu nici unde se află fostul lor lider. Credeți că domnul Plahotniuc va reveni în țară? Ce nu răspundeți la întrebare? Este decizia dumnealui. Credeți că Vlad Plahotniuc va reveni în țară? Are tot dreptul să revină. Când va reveni? Când o să revină, să-l vedeți. V-a comunicat când revine în țară? Astăzi, Sergiu Sârbu a luat-o la fugă când a văzut presa. Domnule Sârbu. Sârbu, hai... V-am prins totuși până la... Haideți la comisie să vorbim. Că noi, chiar dacă suntem în opoziție, vom fi extrem de constructivi și toate proiectele bune pentru oameni, pentru stat, le vom susține, le vom vota. Dar cum rămâne cu coșmarul pe care l-ați promis deputaților? Eu sincer am fost mirat de această reacție bolnăvicioasă. A fost o alegorie, o metaforă, dacă vreți. Și în timp ce democrații regretă demisia lui Plahotniuc, socialiștii și deputații blocului acum salută decizia liderului PD. De mult trebuie. Locul dumnealui nu e în politică, a demonstrat în timp că nu are nimic în comun cu politicul. Credeți că va reveni în țară? Eu nu cred că va reveni. Va reveni doar atunci când va crede că nu va fi arestat. Dar dumnealui are pentru ce fi arestat. Adică putea să depună și mandatul și multe alte lucruri să facă. Credeți că va face acest lucru? Va depune mandat? Mandat oferit de cetățeni, ce nu muncești în teritoriu sau aici în plenul Parlamentului? Eu nu cred că multe lucruri s-o schimba dacă vor oficial va fi altcineva, că va fi domnul Deacov, ori va fi Candu, ori va fi domnul Filip, nu știu. Mare lucru nu s-o schimba. Nici nu e aparținea locul acolo dacă să te uiți după marele fapte eroice pe care le-a comis înainte. Credeți că va reveni în țară? L-așteptam, iată, o să spunem oamenii l-a investigat, l-a recuperat active, l-așteptam, aici e casa așa lui. Sunt jocuri de-a lui Plahotniuc, așa că ține mai mult de acel partid. Nu credeți, cine o să vină în locul domnului Plahotniuc? O persoană care știe ce înseamnă valorile social-democrate. Cine este acest? Nu știu. Vlad Plahotniuc a anunțat că demisionează din funcția de președinte al Partidului Democrat. Anunțul a fost făcut pe Facebook. Acesta a declarat că a decis să demisioneze pentru a proteja formațiunea de atacurile socialiștilor și ale celor din blocul acum, îndreptate împotriva sa. După ce democrații au anunțat că renunță la guvernare, iar cabinetul Filip își dă demisia, Plahotniuc a plecat peste hotare. Ministrul de Interne Andrei Năstase susține că fostul lider PD a ieșit din țară prin regiunea transnistriană, în ziua în care partidul a anunțat că trece în opoziție. Deputații au anulat ieri în prima lectură aliniatul din lege care permitea deschiderea benzinăriilor duty-free la frontieră. Mai mult, aceștia au decis că magazinele, barurile și restaurantele de acest fel de la intrarea în țară să fie închise. Legislatorii spun că în acest fel statul va încasa mai mulți bani din impozite.
Ce vom obține urmarea implementării acestui proiect? În primul rând, creșterea încasărilor fiscale. Doi, reguli clare de impozitare. Așadar, vor avea dreptul să funcționeze în regim duty-free doar magazinele, barurile și restaurantele care se află la ieșire din țară. Cele de la intrare vor fi închise. Pentru asta s-au făcut modificări la codul fiscal și la cel vamal. Abrogată a fost și prevederea care permitea amenajarea unor benzinării de același tip în zona vamală de trecere. Reprezentanții ai companiilor petroliere au calculat că fără TVA și fără accize, un litru de benzină ar costa cu 7 lei mai ieftin, iar litru de motorină cu 5 lei mai ieftin. Proiectul de lege care permitea deschiderea unor benzinării duty-free a fost votată de fosta guvernare. Opoziția spune atunci că modificările sunt un cadou făcut de autorități pentru Ilan Șor, proprietarul de până de curând a magazinelor duty-free. Portalul newsmaker.md scrie acum câteva zile că Șor a vândut aceste magazine unui om de afaceri bulgar încă în luna aprilie a acestui an. Statutul mai multor angajați din fruntea guvernului ar putea să fie schimbat. Secretarii generali ai executivului și secretarii de stat ai ministerelor ar putea avea dreptul să fie numiți politic. Modificările au fost discutate ieri în Parlament la inițiativa deputaților PAS, care vor astfel să-i dea la o parte pe funcționarii angajați de fosta guvernare. Democrații spun că ideea este una proastă. Au fost numite persoane loiale Partidului Democrat. Implementarea programului de activitate a guvernului investit la data de 8 iunie anul curent de către secretarii generali de stat și secretarii de stat este a priori imposibilă. Existând riscul ca activitatea ministerelor să fie blocată. Este o tentativă de transformare a actualelor secretari sau viitorilor care vor fi înlocuiți în niște slugi docile politic. Modificările îi iau în vizor pe secretarii generali ai guvernului și secretarii de stat ai ministerelor, care până în prezent nu erau numiți politic. Ceea ce își propune guvernarea acum este să organizeze concursuri repetate pentru aceste funcții, ca mai apoi să dea la o parte pe angajații care, potrivit lor, ar servi intereselor precedentei guvernări. În februarie 2019, în plină campanie electorală, mai mulți secretari de stat au fost observați la diferite evenimente electorale și întâlniri organizate de către Partidul Democrat cu alegătorii săi. Adevărații profesioniști să-și poată păstra fotoliile trecând printr-un concurs repetat, iar cei care urzesc împotriva cetățenilor să plece. De fiecare dată când se schimbau guvernele, erau decapitate toate ministerele și noi am fost martori împreună cu dumneavoastră. Pleca toată conducerea acestora. Celor care veneau în locul lor, le lua mult timp să cunoască domeniul, să-l înțeleagă și să se adapteze. Dacă unii dintre ei au greșit, faceți o evaluare corectă și sancționați. Proiectul a fost votat în prima lectură, iar ca modificările să intre în vigoare, documentul trebuie să treacă de Parlament și lectura a doua. Potrivit legii, funcția de demnitate publică este ocupată prin mandat obținut direct în urma alegerilor sau indirect prin numire, iar celui care ocupă acest fotoliu îi se permite să fie exponentul unui partid politic. În cazul funcționarului public, se organizează concurs de angajare. Un incendiu de proporții a izbucnit într-o parcare din Italia. 50 de mașini au fost distruse până când pompierii au reușit să stingă vâlvătaia. Două persoane au ajuns cu arsuri la spital, iar autoritățile încearcă să afle de la ce au pornit flăcările. Potrivit presei italiene, flăcările au izbucnit într-o parcare din orașul Noto, din sudul Italiei. Focul a mistuit în jur de 50 de mașini. Cele mai multe dintre vehicule aparțineau turiștilor veniți să viziteze plajele din zonă. La fața locului au intervenit pompierii, care au luptat mai multe ore cu flăcările, și o ambulanță care au transportat două persoane cu arsuri la spital. Potrivit martorilor, focul ar fi pornit într-o zonă plină de vegetație uscată aflată în apropiere de parcare. S-a extins și a cuprins autoturismele. Autoritățile încearcă acum să confirme această versiune și să afle dacă incendiul a izbucnit din cauza temperaturilor înalte sau cineva l-a provocat intenționat. Imediat după știri începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua!
Bună ziua, Tatiana! Astăzi, la o seară perfectă, vedem cum a fost la Lemon Party, o petrecere dată de site-ul perfecte.md la început de vară, sau, mă rog, aproape de mijloc, că deja pe acolo suntem. O petrecere în nuanțe de galben și cu multe lămâi. Tot astăzi discutăm și despre o seară în parc, concertul care va avea loc sâmbătă la Teatrul Verde și la care va participa și maestrul Eugen Doga, pe care astăzi îl aștept aici în studio, să vedem ce mai face, dar și cum se pregătește pentru această seară. Vă aștept la o seară perfectă! Anișoara, îți mulțumesc! S-au împlinit 10 ani de la moartea lui Michael Jackson, iar sute de fani s-au adunat la mauzoleul din California, unde este înhumat artistul, pentru a-i aduce un omagiu. Printre ei s-au aflat și copii care încă nu erau născuți în urmă cu un deceniu, dar și oameni care au călătorit de la mii de kilometri doar ca să depună câteva flori la mormântul regelui muzicii pop. Între oamenii adunați la mormântul lui Michael Jackson din California a fost și Dominic, un băiețel de 6 ani. I like to dance like him and I like to sing like him. He started dancing when he was 3 years old, so I've become a bigger fan than what I was before. So I followed him and as well as my son just encouraged him because he loves to dance and that's all he does all day. If it's not Michael Jackson, he doesn't want to hear it. Fanii, unii veniți de la mii de kilometri distanță, au depus flori, au ținut un minut de reculegere și au aplaudat. Aceștia au ascultat melodiile care au scris istorie și au povestit cum s-au îndrăgostit de muzica lui Jackson. It was way when I was a little kid and I remember watching Thriller and all the kids in the room were scared, but I was just like, he's a superhero. I just thought he was so cool. It's very surreal and for me, I'm not even from here. I got on a plane for the very first time. I traveled about 3,000 miles just to be here for Michael. Michael Jackson a murit în 2009 la vârsta de 50 de ani în urma unei supradoze de anestezic extrem de puternic. Medicul său a fost cel care i-a prescris medicamentul pentru insomnie. Doctorul a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru ucidere din culpă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Loghen. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.